Salut, bine ai venit la Școala Vieții, eu sunt Daniel și astăzi îți prezint un super mega extra joc. Dar înainte să-ți prezint acest minunat joc, dă-mi voie să spun de ce îți recomand să cumperi acest joc. De ce? Pentru că jocul ăsta te poate ajuta să te deconectezi. Dacă ești o persoană activă, dacă muncești mult, dacă lucrezi și de acasă, dacă ești freelancer, dacă ești om de afaceri, simți la un moment dat că ai nevoie de ceva care să te deconecteze, care să te ajute să uiți un pic de tot și de toate. Și eu sunt persoana asta, sunt foarte activ, muncesc foarte mult, îmi place să merg, să fac, să dreg. Eu nu pot să stau prea mult locului. Lucrez foarte mult la calculator, că na, asta știu să fac, bine, știu să fac mai multe, dar asta fac, din asta câștig bani, din stat în fața calculatorului și apăsăm pe butoanele de la tastatură. Și mă mai apucă și pe mine Dan Blau, înțeles ce vreau să zic. Și jocul ăsta mă ajută să mă deconectez și, mai mult decât atât, mă ajută să mă relaxez și să mă distrez. Când joci Catan, uiți de toate și uiți de toți. Jocul Catan e cel mai bine vândut joc din secolul 20. Deci e bestsellerul bestsellerilor ever. Da? Și jocul ăsta se joacă în patru. Ai nevoie de o masă. Acum nu-ți voi spune toate regulile, că e un joc destul de stufos. Prima oară când joci vei vedea că vei avea nevoie de un timp să asimilezi, să înveți cum se joacă, pentru că e destul de complicat, e destul de complex. Dar după ce îl prinzi, e absolut genial și crede-mă, provoacă dependență. Un joc durează în jur de 2 ore, depinde, și se joacă în 4. Poți să joci și în 3, în 4. Dar mai mișto este atunci când îți cumperi extensia să joci în 5 sau în 6 persoane. E absolut fenomenal. Și hai să-ți explic un pic totuși cam despre ce e vorba. Nu știu cât de mult se va vedea. Asta este masa, deci el se întinde, așa este destul de mare. Pe o masă încape cel mic, dar pe o masă cu lățimea de 60 de centimetri nu încape extensia. Eu mi-am cumpărat o bucată de pal de nu mai știu câți centi, 80 pe 80, ca să-mi încapă și extensia. Ai două zaruri, ai resurse, ai așezări, faci drumuri și faci așezare și apoi oraș. Ideea este că trebuie să ajungi la 10 puncte ca să câștigi și faceți negocieri, schimburi, afaceri, chestii de genul ăsta, pentru că sunt resurse. Este lut, oaie, piatră, lemn și spic. Da? Și ai nevoie de elementele astea ca să-ți poți construi așezare, drum și oraș. Trebuie să te extinzi cât mai mult și de fiecare dată când îți construiești o așezare, ai încă un punct, atunci când îți transformi așezarea în oraș, ai 2 puncte și ideea e că trebuie să ajungi la 10 puncte. Acum, jocul ăsta este în mai multe versiuni, fii foarte atent ce îți explic. Ăsta se numește Coloniștii din Catan, jocul de bază. Și dacă îți cumperi extensia pentru 5-6 jucători, ține cont că trebuie să fie, să arate la fel, după cum vezi, arată la fel, extensia Coloniștii din Catan tot pentru jocul de bază. Pentru că mai există alte încă două sau trei variante de Catan, cu pirații, cu navigatorii, cu chestii de genul ăsta. Nu știu despre celelalte versiuni, dar jocul de bază este absolut fenomenal. Este destul de scump. Este undeva la vreo 100 de lei, 100, 110, ceva de genul ăsta, poate 90, depinde cum îl găsești. Ăsta este la iarăși vreo 50-60 de lei, deci una peste alta e că dai vreo 150 de lei, 160 de lei pe ambele cutii, dar crede-mă, ca un om care apreciază valoarea unui lucru, își merită toți banii, fiecare leu. Și voi pune pentru tine un link în descriere ca să vezi de unde poți să-l cumperi, Coloniștii din Catan, și apoi citește, vei avea în cutie, vei avea instrucțiuni, vei avea tot ce trebuie. Citește instrucțiunile și nu te speria dacă la început se va părea foarte complex și foarte complicat. Și mie mi s-a părut la fel, dar după ce joci 2-3 jocuri de genul ăsta, crede-mă, ai toate șansele să devii dependent.
și îți place maxim. E o chestie fenomenală, ceva super. Acum am mai cumpărat două jocuri. Ăsta l-am jucat la un prieten, se numește Sequence, nici nu l-am desigilat, astăzi a venit. Și ăsta e mișto, ăsta durează numai vreo 10 minute, se joacă în perechi de câte 2. După ce mai joc, îi voi face și ăstuia un review, după ce îl desfac. Și m-am mai cumpărat încă un joc, se numește Nume de Cod. Asta ci că este jocul de petrecere numărul 1 pe Board Game Geek. Adică un fel de super mega bestseller pe anul 2015 ca și joc de petrecere. Asta e ceva, nu știu exact încă cum se joacă. Eu am căutat un pic în Google să văd ce jocuri mișto mai sunt de genul ăsta. Deci astea se numesc board games, adică jocuri de board, de masă, nu? Sunt jocuri pe calculator sau ceva de genul ăsta și sunt jocuri pentru oameni mari. Deci copiii n-ar putea să joace Catan. Adică copii, probabil că de la 10 ani în sus, teoretic ar ia să vedem, nu scrie de la câți ani? A, uite, adulți și copii cu vârste peste 10 ani, pentru că până, dacă ești copil, nu prea te descurci cu ăsta, că e un joc pentru oameni mari. Și ăsta, nume de cod, e cu spioni, cu chestii tot în perechi, după cum văd eu, de la 14 ani se joacă ăsta în sus, durează 15 minute. Asta ziceam că durează în jur de 10 minute. Asta e destul de greu, ăsta e mai ușor. Chiar serios, eu atâția ani n-am știut că există jocuri de genul ăsta și sunt încântat, crede-mă. Am niște prieteni care vin la mine acasă și cumpărăm una, alta, facem o chetă, mergem la Lidl, cumpărăm să fim dotați cu tot ce ne trebuie. Sucuri, bere, chipsuri și așa mai departe. Și jucăm Catan, derupem zarurile. Așa că dă-ți o comandă, cumpărăți în primul rând Catan. Dar dacă tot îl cumperi, cumpărăți și extensia. Pentru că apoi să mai cumperi doar extensia e mai nașpa. Și crede-mă, când vei juca în 6 Catan e la bomba. Bun, ne vedem data viitoare. Întrebarea mea este, tu joci vreun board game? Și dacă da, ce joc joci și de ce? Recomandăm și mie și celor care mai sunt aici în zonă. Pentru că vrem să ne distrăm și noi mai mult. Pa!